Statele Unite se pregătesc să impună restricții de intrare în țară pentru călătorii din China. Decizia ar urma să fie luată din cauza exploziei de infectări cu virusul SARS-CoV-2 după ce Beijingul a relaxat restricțiile. Americanii sunt îngrijorați și de lipsa unor date transparente, iar asta înseamnă că nu pot identifica în timp util o variantă nouă și nu pot lua rapid măsuri pentru a-i reduce răspândirea. De altfel, Japonia și Taiwan au luat deja măsuri și vor impune testarea PCR pentru călătorii din China continentală. După relaxarea restricțiilor, China a scăpat situația de sub control în privința COVID. Sunt zeci de milioane de infectări și mii de morți în fiecare zi, iar potrivit unui studiu, numărul deceselor ar putea ajunge la 1 milion.